Grădina Palatului Regal de la Balci poate fi considerată cea mai frumoasă și mai plină de simboluri. În timpul vizitei în America, regina s-a apropiat mult de religia Bahai, cea care susținea o unificare a umanității într-o singură credință și o singură ordine, destul de răspândită în America acelor vremuri. Astfel, un prim simbol al acestei grădini este acela de paradis Bahai, un paradis terestru, în care să se poată regăsi oricine cu identitatea sa religioasă. O a doua simbolistică a grădinii a fost una de factură personală și totodată una a iubirii, deoarece a creat acele grădini ale memoriei, fiecare purtând numele cuiva, pe care regina îi iubea: Mircea, Ferdinand, Carol, Elisabeta, Minion, Nicolae, Ileana, Sandro, Mihai, Petru, Dusan, Elena, George. Fiecare dintre grădinile acestea pietruite, scria regina Maria, sunt pline de flori, grădini de amintiri, în care eu am semnat și semănat dragoste, visuri, nădejdi, lacrimi chiar. Aici vin când sunt obosită, ca să mă împrospătesc cu vlagă, când viața mi se pare prea grea. Poarta mea este întotdeauna deschisă și brațele mele sunt întotdeauna deschise pentru buna venire a tuturor. Aici toți oaspeții mei, căutători de frumusețe, sunt primiți foarte bucuros. Toți cei care au trecut pragul Palatului Regal de la Balci au admirat grădina amenajată de regina Maria. Așa cum a fost și Emanuel Bucuță, care nota: din aprilie până în octombrie târziu, trecerea soarelui și a lunilor se înseamnă în parcul palatului tot cu alte flori, de la bujorii grei, numai o flacără, și crinii înalți de bună vestire până la gherghinele și tufănelele piloase. În altă ordine de idei, chiar regina Maria mărturisea că, după război, pasiunea pentru grădina a devenit pentru mine și a venit spre mine cu o forță pe care eu n-am cunoscut-o înainte. A devenit foarte puternică. Florile mele sunt peste tot, în grădini, în case, în spitale, în fiecare colț de stradă. Flori, 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 în semn de speranță, flori, în semn de credință. Și după aceea am creat grădini peste tot pe unde m-am dus. Grădini colorate, grădini pentru memorie, grădini pentru bucurie, grădini pentru frumusețe. Ca urmare, grădina a devenit, în concepția reginei Maria, un loc de retragere, un loc intim, asemenea grădinilor închise ale secolului XVII sau secolul XVIII, cu pomi în floare și alei cu trandafiri, unde se puteau petrece ore foarte plăcute în compania celor dragi. De altfel, încă din copilărie, foarte aproape de Osborne, la Swiss Cottage, unde tatăl său avea o grădină, viitoarea regină a descoperit frumusețea florilor. Și tot acolo a întâlnit pentru prima dată marele crin al Fecioarei Maria, pe care îl descria astfel: este minunat, este frumos, este nobil, are tija înaltă și flexibilă, având în ea ceva sacru, amintind de crinul freșcelor religioase. Iar parfumul său, Doamne, ce miros penetrant, îmbătător deasupra tuturor, el mă amețea și mă învăluia cu o încântare ce izvora dintr-o lume biblică, o lume legendară. Mai târziu, într-un voiaj în Italia, la începutul unei minunate primăveri, regina Maria, vizitând Palatinul, a fost emoționată de grandoarea palatului împăraților Romei, dar și încântată la vederea crinilor în floare, răspândiți printre ruine. Un singur gând și o singură dorință ardentă a început atunci să o domine, și anume aceea de a avea crinii Palatinului, pentru a-i planta în parcul de la Cotroceni. Regina a reușit plantarea crinilor palatinilor la Cotroceni, așa cum reușise să aducă și pe terasele Balcicului crinul Swiss Cottage. De aceea este foarte emoționantă remarca reginei că între alea mea de crini de la Balcic și primii crini admirați în grădina Papei, viața mea, aproape întreaga mea viață, se găsește încadrată acolo, în grădină. Regina Maria.